Câtă apă ar trebui să bei pe zi în funcție de vârsta ta? Știm cu toții că apa este esențială pentru sănătatea noastră. Joacă un rol important în funcționarea organismului nostru și menține echilibrul între diferite sisteme. Dar câtă apă ar trebui să bem pe zi în funcție de vârsta noastră? Aceasta este o întrebare pe care și-o pun mulți. Experții recomandă în general să bem aproximativ 8 pahare de apă pe zi, ceea ce este egal cu aproximativ 2 litri. Aceasta este o recomandare standard care se aplică adulților moderat activi în stare normală de sănătate. De fapt, auzim adesea că ar trebui să bem cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Este adevărat că necesarul de apă poate varia în funcție de vârstă și activitate fizică. Copiii au, în general, nevoi mai mici de apă decât adulții. Potrivit experților medicali, următoarele sunt cantitățile zilnice recomandate de apă pentru diferite grupe de vârstă, copii între 1 și 3 ani, aproximativ 1 și 1,3 litri de apă pe zi, copii între 4 și 8 ani, aproximativ 1,3 și 1,7 litri de apă pe zi, copii între 9 și 13 ani, aproximativ 1,3 și 1,4 litri de apă pe zi, băieți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, aproximativ 2,6 și 3,3 litri de apă pe zi, fete cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, aproximativ 2,3 și 2,8 litri de apă. Bărbați adulți, aproximativ 3 și 3,7 litri de apă pe zi. Femei adulte, aproximativ 2,2 și 2,7 litri de apă pe zi. Este important de reținut că aceste cantități de apă recomandate sunt doar orientative și pot varia în funcție de factori precum condițiile climatice, nivelul de activitate fizică, starea de sănătate și nevoile individuale.